domnilor vicepreședinți ai Academiei Române, distinși membrii Prezidiului Academiei Române, doamnelor și domnilor academicieni, doamnelor și domnilor profesori, cercetători, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, desfășurăm astăzi o ceremonie comemorativă în amintirea colegului nostru Augustin Buzură. Augustin Buzură, care pare încă printre noi, deși au trecut exact 2 ani, nu are nevoie de elogiile noastre costume, fiindcă destul elogiu etern sunt cărțile pe care ne le-a lăsat. Numai că Augustin Buzura a fost și un om al cetății, cu anumite responsabilități și cu decizii luate spre binele culturii românești. Această dimensiune a vieții sale nu trebuie să intre în uitare, pentru că este și ea un exemplu extraordinar pentru mulți dintre noi și ar trebui să fie și pentru cei care vor veni după noi. Trecerea sa din ziua de 10 iulie 2017 a fost numai o iluzie pentru mințile noastre obișnuite cu limitele condiției umane, căci altminte scriitorul trăiește prin arta sa lungă, ars longa vita brevis. Arta aceasta îl plasează sub zodia eternității. Augustin Buzura a fost, în ciuda unor origini sociale și chiar etnice destul de diverse, urmașul unor țărani români transilvaneni. Satul său de naștere, Berința, se află astăzi în județul Maramureș, dar nu face parte din Maramureșul istoric sau din voievodatul Maramureșului, ci se află în nordul țării sau voievodatului Transilvaniei. De acolo, de la vatra sa, viitorul scriitor a dobândit vâna tenace și răzbătătoare a țăranilor și a moștenit ceea ce un confrate trecut și el la cele veșnice ar fi numit cultul muncii tăcute. Am avut eu marea șansă să-i fiu în preajmă încă din vremea studenției mele clujene, când eram și eu venetic la Cluj, când îmi făceam ucenicia cu încercări istorico-literare la Echinox și la Tribună. Augustin Buzura a studiat 6 ani de medicină, ani grei de muncă încrâncenată, dar și de mari bucurii în preajma unor mari dascăli. Unul era de talia lui Octavian Fodor, de pildă, care l-a învățat după veche rețete că trupul singur nu se poate vindeca de rău fără suflet. Poate de aceea a făcut specializarea psihiatrică. Până la urmă s-a ocupat numai de minte, de inimă și de literatură, ca să-l parafrazez pe Gheorghe Barințu. L-am văzut de-a lungul vieții sale entuziasmat și dezamăgit. L-am văzut sigur de sine și șovăielnic. L-am văzut nostalgic și vehement, dar mereu învelit în aura creatorului de marcă, situat deasupra obișnuitului, tinzând să iasă din cercul nostru strânt și să ne ducă spre nesfârșire. Augustin Buzura a rămas credincios artei literare și României toată viața sa. A investigat absenți, fețe ale tăcerii, orgolii, voce ale nopții, refugii, drumul cenușii, a făcut requiem pentru nebuni și bestii sau raport asupra singurătății, recreind lumea după o cheie de el știută, dar cheie potrivită de deschis sufletele și mințile milioanelor de cititori ai săi. În cealaltă dragoste a sa, în dragostea sa pentru țară,
pornea adesea, mi-am dat seama din discuțiile pe care le-am avut, de la preceptele rezoluției de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Considera că țara este un lucru așa de serios, încât până și glumele pe seama ei ar putea fi o blasfemie. Unii confrați, intelectuali subțiri și boieri în minții, nu l-au înțeles. Alții nici nu s-au străduit să-l înțeleagă, iar alții l-au urât de-a dreptul. Câțiva dintre acești intelectuali au exultat la un moment dat, atunci când, nemai având răbdare câteva zile, un înalt demnitar al acestei țări l-a scos pe Augustin Buzura din clădirea Institutului Cultural Român, citez, în regim de urgență. Am încheiat citatul. Tocmai se pregătea să plece la o operație la Viena, bolnav fiind și încărcat de griji. De atunci, autoritățile de stat nu i-au mai acordat aproape nicio atenție, ba l-au mai și admonestat câteodată. N-a mai primit sprijin nici pentru scoaterea revistei Cultura de el creată în cadrul licerei și suprimată de epigonii săi cu grăbire. A scos-o în continuare singur, ajutat de câțiva confrați și colaboratorii limoși, revista apărând din nou, mulțumită fundației care poartă numele scriitorului, în formă electronică. A veșteșit mereu eseurile la modă, care terfeleau trecutul românesc și soarta prin lumea poporului său, dar i-a veșteșit și pe istoricii care scriau despre trecut, cum îmi spunea câteodată, citesc, din vârful buzelor și nu din izvoare, i-a tratat ca pe niște ratați, energumeni frustrați, dornici de succes la publicul neavizat și de bani din vânzările masive și din oficine interesate. A considerat mereu Academia Română un embireu al spiritului tutelar. A prețuit instituția aceasta supremă și i-a acordat o cinstire necurmată. N-a ezitat nicio clipă să participe la lucrările comunității noastre academice, chiar și în anii din urmă, când nu ne mai vedea, dar ne simțea după voce pe fiecare, fiindcă era, cum spunea amar și autoironic, orb ca o cârtiță. Dar ce bine vedea totul cu ochii minții. N-a luat niciodată numele instituției academice în deșert și nici numele confraților, deși n-avea cu toți întotdeauna cel mai amiabil dialog. Avea însă un zâmbet bonom, inconfundabil, care îi putea face pe necunoscător să-l ia drept naiv. Augustin Buzura era naiv doar atunci când voia el să fie. Altminteri era, pentru unii, enervant de serios, ne luând niciodată în glumă lucruri serioase, precum pământul acesta, oamenii lui, țara. I-a veștejit mai mereu pe guvernanți, deopotrivă înainte și după 89, s-a bătut cu cenzura comunistă bazată pe o ideologie caducă și apoi s-a bătut și cu cenzura cea nouă, mascată, bazată pe traficul de influență, pe șantaj, pe ignoranță și pe aroganță. A cerut conducătorilor asumarea răspunderilor față de țară, a cerut competență și seriozitate, dar mai ales a cerut muncă stăruitoare, făcută cu cinste și omenie. Augustin Buzura a bine meritat de la patrie, dar n-a primit mai nimic din ceea ce merita. Poate că nici n-avea nevoie, fiindcă primise de la înaintași, de la Dumnezeu, darul și harul să-și facă singur piedestalul pentru posteritate. Pe care piedestal nici vântul nu-l va strica și nici furul nu-l va fura. Pe unii dintre noi ne-am vrednicit să-i fim în preajmă câteodată ceea ce ne-a înnobilat viața și ne-a îmbogățit sufletele. Cunoscându-l pe omul și pe intelectualul Augustin Buzura,
Sunt fericit că le voi putea spune tinerilor, precum cugetătorii și artiștii de odinioară, eți din Arcadia ego. Și eu am fost în Arcadia. Mi-a fost îngăduit prin literatura și viața lui Augustin Buzura să gust câte ceva din ambrozia zeilor și să simt izul eternității, ceea ce nu este puțin lucru. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, ceremonia noastră, scurtă și sobră, cum se cuvine să fie o comemorare, continuă cu alocuțiuni rostite de domnii academicieni Eugen Simion, Răzvan Teodorescu, Nicolae Breban, dacă va ajunge la această ceremonie, de doamna Angela Martin, de domnul conferențiar Paul Cernat. După aceste alocuțiuni, suntem invitați în vecinătate la inaugurarea unei expoziții documentare care să ne fixeze mai mult în minte figura academicianului și scriitorului Augustin Buzura, care câtă vreme va fi în mințile și inimile noastre, va fi printre noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Domnule academician, aveți cuvântul. Domnule președintele Academiei, onorați conducători ai Academiei, membri de Academiei, stimați, respectați prietenii cititori ai lui Buzura. Doamnelor și domnilor, spune adesea că un om trăiește în imaginarul colectiv și după dispariția lui, atât timp cât prietenii și genere cei care l-au iubit și l-au respectat, își amintesc de el. Așa se pare că este. Dar cei care l-au iubit și l-au respectat dispar și după un timp și atunci vorba filozofului Noica, omul în identitatea, în individualitatea lui, în corporalitatea lui, dispare în procesul de devenire pentru devenire, implacabil. Dar ce se întâmplă când dispare un scriitor? Desigur, primul gând care ne vine este că el trăiește în amintirea celor care l-au iubit și l-au prețuit, trăiește în chip paradoxal și în amintirea celor care nu l-au iubit și l-au prețuit. În mentalul celor care au avut ceva să-i reproșeze, și cât timp a trăit și după ce a dispărut. Avem atâtea cazuri de manifestări abisale, de uri turbate, de răzbunări neobosite față de un creator, chiar și după 2-3 decenii de la moartea lui. Dați-mi voie să fac o mică paranteză, destinele uneori se întâlnesc înainte de a ajunge la Buzura. Să mă întreb de pildă de ce cât timp Marin Preda a trăit, el a fost urmărit de o
să nu spun ură, de o adversitate atât de tenace de către confrați. Mă întreb și astăzi, la aproape 40 de ani de la moartea lui, tragică, de ce Marin Preda este în continuare contestat, adesea injuriat, calumniat. După 1989, el a devenit ciuca tuturor revizirilor morale, citește contestările cele mai aspre, negațiunile cele mai viguroase. Să fie oare semn că opera lui continuă să intrige, să provoace insomnii celor care au văzut în el cât timp a fost în viață un obstacol de netrecut? S-ar putea așa să fie și, în ce mă privește, așa și cred. S-ar putea să fie poate ceva mai mult decât atât în aceste relații care sunt foarte ciudate în lumea unor creatori care au un ideal uman și vor să urmeze calea umanismului european. Putea să fie sentimentul nefericit de invidie, de gelozie. Sentimentul celor care nu pot să-l depășească ambițiile lor, se izbesc ca de un prag de opera acelui scriitor. De aceea, totdeauna în viața literară a existat la noi și poate mai mult decât oricând există astăzi o stare veșnică, de veșnică iritare și, aș spune, aproape o vocație pentru a-ți crea adversar și a întreține adversități. Doamne și domnilor, m-am gândit la toate acestea, pregătindu-mă să spun ceva despre Augustin Buzurau, de la cărei dispariție neașteptată se împlinesc 2 ani. El cum întâmpină posteritatea? Ce își amintesc despre ei prietenii, comilitonii din viața literară, cititorii săi? Răspuns. Dispariția lui este încă foarte aproape de noi pentru a sonda aceste tăceri, aceste goluri ale posterității. Dar avem un barometru, totuși sigur, care este opera scriitorului. Căci dincolo de iubirile și dușmăniile pe care un scriitor le are aproape indiscutabil, orice creator din genul, el se poate apăra în posteritatea sa, da? Opera lui. Căci dacă opera nu este, nimic nu este. Se verifică aici vorba Apostolului Pavel, pusă în context, dacă opera nu există, nimic nu există. Nu există, adică nu rezistă nimic care trebuie să ne acopere pe toți. Domnul și domnul, Buzura are din fericire, omul Buzura are din fericire o operă importantă, greu de ignorat. Este unul dintre cei 5-6 prozatori pe care n-ai cum să locolești dacă vorbești de proza postbelică. Adică de proza după cel de-al doilea război mondial. Unul care a reprezentat și memoria noastră reprezintă încă, în vremuri grele, ceea ce noi numim rezistența prin cultură. Dați-mi voi să insistă acest pentru că este o noțiune pe care colegi din diaspora noastră, oameni importanti și ei care au jucat un rol în afara țării, nu acceptă această noțiune.
Îl consideră mai maniheistic un scriitor care trăiește într-o dictatură, într-un stat totalitar, nu poate fi decât de două feluri. Ori fi de partea temniță, adică intră în temniță, se opune brutal regimului, sau intră în academie, adică este un conformist. Acum, nu vreau să iau apărarea generației mele, dar o iau spunând că nu numai noi, cei care am putut să ne afirmăm în anii 60, n-avem cum să fim din fericire în academie, din nefericire, zic, în academie, că eram prea tineri și neînsemnați, nu ne-a invitat nimeni în academie. Nu ne-am grăbit, vă rog să înțelegeți de ce, nici să intrăm în temniță. Dar aceasta nu privește numai o generație, o întreagă, câteva generații de scriitori care, scăpând de arcanele represiunii, au încercat să facă ceva. Să facă ceva pentru ei, evident, dar în primul rând să facă ceva pentru cultură. Ei au reprezentat, și vreau să apăs, să subliniez acest lucru, rezistența prin cultură. Cum au putut și cât s-a putut? Fiecare în felul lui. Citez aici pe Preda, cu care aveam relații mai bune, care le spunea, am spus de mai multe ori în această sală, această frază, care mie mi se pare emblematică. Mon cher, zicea el, noi trebuie să rezistăm 100 de ani ca să poată rezista literatura română. Aceasta este rezistența prin estetică, aceasta este prin rezistența prin cultură. Adică ideea că istoria nu este niciodată bună și dacă te uiți în urmă, toate generații s-au uitat de istoria lor, istoria devine bună și înfrântă atunci când apar opere, când ne rămâne ceva. Ce s-a fi întâmplat cu noi în 1989? Dacă chiar aveam în spatele nostru, cum a zis un tânăr filozof, problema aceea din diaspora, o Siberie a spiritului. Din fericire, nu a fost așa. Am făcut aceasta a doua paranteză, tocmai ca să spun că Buzura a fost unul dintre stâlpii acestei rezistențe, după părerea mea. N-am fost, să spun așa, un prieten de suflet cu, și de prietenire se leagă îndeoseb la tinerețe de tot. Aceeași se mai trăit. Dar a fost un scriitor, a fost un critic foarte atent și când am citit prima dată primul roman din 1970, nu eram în țară atunci, am citit oarecare credere, am avut o revelație și cred că mi-am dat telefon unui prieten, critic literar, și am spus, domnule, s-a invit un scriitor din Ardeal. Din fericire, acel prieten era foarte bun prieten și cu Buzura și așa l-am cunoscut. Prietenul acela care a dispărut și el este Valeriu Crista, un critic de primă importanță. Doamnelor și domnilor, hai să vedem ce spun prietenii despre Buzura. Mă socotesc unul dintre ei, eu fiind valah, cu anumite rădăcini ardelenești, transilvanene, el venind dintr-o zonă. Eu îi zic, domnule profesor, domnule președinte, că chiar dacă este acolo o parte, țara imaginară din care vine Buzura, este Maramureșul. Și eu am să vorbesc despre Maramureș prin Buzura, sau despre Buzura prin Maramureș. Revelația aceasta am avut-o când mulți, călătorind spre Roșia lui Nicolae Steinhardt, am trecut prin Berință. Nu? Zic bine. Satul în care el s-a născut.
Și firește, am fost foarte emoționat, cum să nu treci prin Miorcană, îți amintești de Pilat, treci prin Ploiești, îți amintești de Caragiale, nu? Am trecut prin Berița, m-am oprit, am zărit, doar mi-a arătat cineva casă în care s-a născut, i-am dat un telefon autorului, cu nume, să știi că chiar sunt în inima inimii tale, de început, Berița, nu mai știu ce mi-a răspuns, dar ce-am descoperit? S-a fost inimii, uitându-mă pe hartă, am văzut că Berița, de fapt, este despărțită de un munte care nu prea mare, de Năsăudul lui Coșbuc și Rebreanu. Ei formează, dacă, și să vă rog să-mi dați voie să nu se bat cât, să facă niște considerațiuni legate, pentru că e foarte interesant să vedem ca un scriitor de unde vine ce poartă. Pentru că toți suntem... Toți suntem purtați de un univers și toți purtăm în noi un univers în care intră totul. Totul. De la primele vorbe pe care le auzim și le înțelegem până la moartea care, cum știți, este singurul lucru ireproșabil și inevitabil din lume. Deci aceeași Berința, partea aceea a Maramureșului și... De ce vă spun toate acestea lucruri? Pentru că doi scriitori români, doi mari critici români, și anume Călinescu și Lovinescu, Lovinescu întâi, am părțit harta spirituală românească în mai multe matrice stilistice. Călinescu spunea că matricea esențială a scrisului românesc este zona Năsăudului, acolo unde românitatea este compactă și în puritatea ei cea mai mică. Lovinescu pornea din nordul, și tot Călinescu vorbea de Bucovina, nordul țării românești, de goticul românesc. Lovinescu de asemenea vorbea și el de matricea stilistică, recunoștea, de fapt, că este și una aici, în sud, la noi, la Valahi, acolo unde s-a născut, sau unde pretinde arghezii că s-a născut, și Macedonski, deci în Oltenia. Sunt și altele, sunt câteva lucruri pe care poate, așa, în orele noastre de repaus, când nu facem sociologie și politologie, și nici chiar critică directă, să ne gândim la aceste lucruri. Există, acestea sunt mici țări imaginare, țări matrici stilistice. Este una aici, în Câmpie, este locul, este spațiul lui Mariu Preda, lui Făruș Neagru, Bănulescu, Odobescu, care nu e sens. Câmpia, zona Câmpiei, Câmpia Dumnezeu, Bărăganu, Panaite Strate. Urmă este orașul sudic, foarte aglomerat, cu influențe bizantine, dar și influențe solide balcanice, orașul târgului Caragialilor. Dar și al lui Nichita Stănescu, care ploieștul nostru, care vine și el, intră și el, își caută și el în matrice și vorba lui trebuie luat în seamă, pentru că acolo cuvântul, zicea el, este atât de tare și de ager, încât poate deraia chiar crivățul, când bate puternic ea. Bineînțeles, o figură de stil. Ei bine, Maramureșul, ce reprezintă? Maramureșul, care a intrat foarte târziu în conștiința și în imaginarul nostru. Știam, zicem, până la o jumătate de secol, știam că este un folclor, este un fond folcloric extraordinar, că pe acolo au fost și daci liberi. Știam jocurile lor, dansurile lor, care sunt de o înspăimântătoare frumusețe. Par niște grupuri de getodaci de pe vremea lui Zamoxis, cu
tropăitul lor și cu înfățișarea lor. Apoi cântecele lor care au o rezonanță cu totul și cu totul specială. L-am văzut aici, a intrat pe domnul Leșe și m-am gândit la el, când spun cântecele lui, care seamănă cu totul altceva decât ale noastre, ale vieților vlași. E bine, Maramureșul lui Buzura și al lui Nicolae Breban aleg doi prozatori care sunt din generația mea. Cum am putea defini stilul culturii pe care ei îl practică? Trecând peste multe și pregătindu-mă să închei, aș spune că ce-mi spune mie, când mă gândesc cum aș defini această țară imaginară a Maramureșului istoric, dar și a mănăstirilor lui, locul unde se ducea Ioan Alexandru, locul unde și-a găsit liniștea Nicolae Stanihar, personaje extraordinar al culturii noastre. Părerea mea, ceea ce caracterizează cultura aceasta, în afară de puternicul fond de cultură populară veche și solidă și greu de mișcat, două lucruri îmi par a caracteriza romanul găsit în această zonă, și anume tendința spre monumentalitate pe care am observat-o și la Breban și la Buzura, apoi un anume sentiment al solidarității locului și al stabilității. Rareori am văzut la alt scriitor, model sau post-modern, această obsesie a solidarității lumii și al solidaritate și stabilități. Stabilități în termen de locul. Asta putem filozofa în jocul. Locul este esențial pentru definirea unei identități, a unei nații. Locul. De aceea, aceste fii de țărani și de preoți, că sunt cei mai mulți din aceste categorii, care sunt foarte uneori se suprapun, că preotul de sat este el însuși un țăran cu mai multă carte și cel care devine un apostol în această lume. Ei sunt obsedați de această solidaritate. Sunt oameni înceți, greoi, scrisul lor nu este lejer, nu-i frumos, în ghilimele. Lasă sentimentul că o frază este chinuită, este făcută cu sânge, dar, în adâncim, ei spun lucruri foarte importante și se arată realmente obsedați de ceea ce numim de regulă, condiția umană. Condiția umană pe care Buzura, de pildă, o vede prin marile aglomerări, marile comunități. Puține decât primul său roman, care e un roman de tip existențialist, are un singur personaj care primește totul, judecă totul, e încolțit de toate anxietățile istoriei și ale spiritului său. Încolo el vede aceste categorii dislocate. Aici se vede vocația lui de realist social. Minerii care sunt veniți de peste tot și veniți într-un fel de afară din loc și trec ca asta Apoi, mă amintesc de imaginea acelui cămin de tineri care iarăși s-a adunat de peste tot. Și în plus, ca să închei aceste scurte divagații pe care le-am făcut sau de atunci, ei sunt și niște special moraliști. Le vine asta, probabil, și de la
naturalismul popular care există, dar cred că un rol model pentru ei a fost Slavic. Slavic este un mare scriitor moralist. El reprezintă o altă parte a Transilvaniei, o altă țară imaginară, o și numește Podgoria, este zona de pustă, vecină și unor se confundă cu Banatul Baroc, Barocul Banatului. Iarăși, o imaginație care s-a construit din atâta influențe, atâta întâlniri ale culturii. Ei, sigur că maramurașenii noștri, scriitorii noștri, cei care au creat, repet, în opera lor, în țară imaginară, n-au rămas acolo, s-au stabilit la Cluj, mulți dintre ei au venit la București, mai mulți la București, au rămas, s-au integrat, au continuat să fie mesie în față de noi, mitici, și între ei, cum am văzut odată, mi-au spus alții, râdeau de noi mitici. Pe drept sau pe nedrept. Știu că noi suntem ușurate, suntem fanarioți, am trăit 5 secole, sunt turci, trebuie să recunoaște aproape ce înseamnă. Dar, cum am spus dată, domnule rector, la Universitatea pe care m-am onorat cu un titlu, eu, Valah, consider că Mitică nu este totul antipatic. Mitică e serios, dar nu e nici dușmanos, nu e nici represiv. Așa că prietenii noștri ardeleni care au venit sau care vor veni, să fie sigur că se vor simți bine aici, acum pe noi, pentru că, de fapt, românitatea este unitară și valorile ei sunt unitare. Doamne și domnilor, regăsim aceste calități pe care am vorbit în proza lui Buzură, un scriitor pe care, la modul meu de a suma, pot spune că l-am iubit și l-am prețuit. Nimic nu mă împiedică să fac mine, pe timp mai exist, acest sentiment de iubire spirituală pentru el și opera lui, și în genere pentru Maramureșul, imaginam, care a intrat mai târziu în cultura română modernă, ca o matrice stilistică a culturii românești, pe lângă cele deja existente, recunoscute de Ordinescu și Perenescu. Vă mulțumesc! Domnule președinte al Academiei Române, doamnelor și domnilor de Academiei Române, stimați membri ai familiei Buzură, doamnelor și domnilor. Îl cunoșteam pe Augustin Buzură înainte de a-l cunoaște direct. Orgolile și fețele tăcerii, fiind înconjurate cumva pentru cititorul român cultivat, de aura unui autor curajos, novator și mult cenzurat. A unui scriitor remarcat deja internațional pentru statura sa, ceea ce era destul de rar atunci, de unde și calitatea sa, să nu uităm, de membru fondator al Fundației Gulliver, ca și de statutul particular al unui medic psihiatru care se apleca asupra maladiilor contemporane transformate în materie romanescă. Și aceasta sub semnul unei fraze care îmi pare definitorie pentru biografia lui Buzură și care m-a cucerit și prin care, prin această frază, pot să spun că l-am înțeles. Citez.
scriu pentru a provoca frica celor de care mă tem. L-am cunoscut personal în primele luni ale anului 1990, fiecare dintre noi cu responsabilități publice în noul regim. El, în fruntea nouă întemeiatei Fundații Culturale Române, venit acolo grație trecutului său imediat și, voi spune, ireproșabil, eu ca președinte al Radio-Televiziunii Române. Ne-a unit de la început o certă și reciprocă simpatie intelectuală, dar și o stradă bucureșteană, Pangrati, la ale cărei extremități se aflau fosta casa Malaxa și mult cercetatul, mult iubitul și mult duritul turn al televiziunii. Am fost aduși nouă odată a ne întâlni pentru că programul fundației, unul echilibrat, prietenos, deschis inteligent spre exterior, după ani de înțelegere, se cera mediatizat. Și pot să spun că am vorbit-o cu supravene noastră. Am fost aduși a călătorii de câteva ori peste hotare și am văzut simpatia reală cu care el era înconjurat de compatrioții noștri din diaspora. Vorbesc de cei intelectualmente normali. Am făcut haz împreună de guturătorii ce-i șopteau în 91-92, țin minte, planuri de iluzorie candidatură la prima magistratură națională. Gutura s-a amuzat foarte mult, ne retrăgeam într-o cameră de la etajul Malaxa și făceam și noi planuri de tot felul. Pot să spun că grație lui și a întâlnirile noastre frecvente, de două ori pe săptămână chiar, am înțeles câte ceva din acea epocă de zăpăceală și neașezare politică, mai ales prin caracterizările psihologice pe care aparent taciturnul, dar de fapt toate vorbărețul în acele condiții, Guzura le făcea vedetelor zilei. Cred că Gusti, sunt sigur, Gusti a fost cel care mi-a vorbit primul și foarte apăsat despre nevoia controlului psihiatric al celor care veneau la mine în studioul 4 al televiziunii, mai ales în vara și toamna 1990. Demonstra limpede ce X sau Y este abnormal. O înțelegeam ca profan. El era specialist. Am avut onoarea de a-l avea pe Buzura ca editor în 1992 și 1999, două cărți tipărite de fundație și am colaborat uneori săptămânal în 2003 și 2004, eram de atunci ministru al culturii, la pregătirea unei legi cu adevărat europene pentru noul Institut Cultural Român, gândit de Buzura, în detaliu și după o experiență fructoasă de mai bine de un deceniu. A venit însă acel episod sinistru de la începutul lui 2005, cred că era ianuarie, februarie 2005, când o mână de frustrați cultural, înconjurând un lider total a cultural, ales în fruntea unei națiuni minunate, care are periodic talentul gafelor electorale și care l-au îndepărtat, cum știți, brutal și mojic pe Buzura
din fruntea instituției cu care se identifica. Și când, sunt obligat să adaug, o lașitate endemică a unei bune părți a intelectualității românești a întâmpinat cu tăcere ticăloșia, care respecta cumva ceea ce se petrecuse sub altă zodie politică cu Marin Sorescu ca ministru. Sunt cele două exemple din două regimuri diferite de mitocărie publică și oficială față de doi mari oameni în acest neam. Amărăciunea l-a marcat, dublată de slăbiciunele trupului, și când ne întâlneam în această aură, suminte, după recunoscându-ne după voce, preferam să vorbim despre cu totul și totul altceva. Pentru mine, Augustin Buzura rămâne, dincolo de marea sa valoare literară, imaginea intelectualului demn și lucid, neabătut din drumul său, un drum care nu a coincis adesea cu o vreme de turbulențe și de mediocritate, dar care, el, Buzura, a fost până la urmă, prin biografie și prin operă, cutia de rezonanță a neamului său. Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnilor academicieni, stimați oaspeți, pe preot îl întâlnești, nu te aștepți câteodată, așa mi se întâmplă astăzi și vouă, nu am fost anunțat oficial, însă tot oficial, la urmă, domnul președinte mi-a spus să iau cuvântul, așa, vă rog să vă răbdați puțin, însă înainte de toate, vreau să vă spun un lucru și să vă asigur, și pe voi toți și familia mea deosebit, azi dimineață la Sfânta Liturghie m-am rugat pentru domnul Buzura. L-am încredințat Domnului și chiar ce o să fie îngăduitor și milostiv cu el. Și acum trec la cuvântul pe care l-am pregătit. Cuvântul acesta are titlul Loc Mutez sau Scrierea ca act de conștiință. Într-un volum comemorativ publicat la mai puțin de un an de la moarte, Augustin Buzura era numit prozatorul sondărilor abisale. În tinerețe și-ar fi dorit să fie filozof și chiar a fost admis la Facultatea de Filozofie, dar o mamă energică și voluntară i-a bătut făgașul către medicină. Aici am întâlnit psihiatria, în care student fiind, a excelat, se spune, într-atât încât profesorii lui vedeau în el un posibil viitor șef de catedră. Psihiatria, însă, este acea ramură a medicinii care cel mai mult se apropie de literatură. În final, acesta a fost destinul celui căruia nu i s-a dat să fie nici filozof, nici medic, sau mai bine spus, care a ajuns să fie și una și alta prin intermediul cuvântului scris. Căci, în periplul care l-a purtat către literatură, Augustin Buzura a dus cu el și neliniștile filozofice și ochiul atent al cercetătorului care scrutează conștiințe și idealul de vindecare a medicului. Augustin Buzura a fost o conștiință mereu trează și totodată tragică, prin aceea că nu putea să se abstragă de la frământările pe care le percepea în seminii săi. Rubrica Bloc Notes, inaugurată de el în revista Tribuna, la nici 30 de ani, în îndepărtatul 1967, poate fi privită ca o metaforă prevestitoare a operei lui de o viață. Buzura trăia și scria,
sub presiunea încărcăturii explozive a momentului, cum se va exprima el însuși la un moment dat, vorbind despre rolul pe care l-a avut rubrica menționată în activitatea lui literară. Cred că nu greșesc de aceea, spunând că vom putea vedea fiecare dintre lucrările lui ca pe o filă dintr-un caiet, dintr-un bloc notes, pe care el și-a notat cu spirit rapid și concis o mișcare esențială a existenței. Fie că e vorba de articole, de volume, de nuvele și povestiri, de inițiative culturale, fundații, reviste, grupuri internaționale de dialog, surprinde mereu o conștiință care percepe, vibrează și comunică. Pentru Augustin Buzura, scrisul a fost un act de conștiință, un act care i-a atras și persecuții și suferințe, cum s-a mai și spus, dar care l-a și răsplătit, căci oamenii simt când un lucru este făcut cu pasiune autentică și atunci îl apreciază recunoscător. Volumul de debut al lui Buzura se intitula De ce zboară vulturul? Mulți ani mai târziu, într-o perioadă care se voia sau se credea de acum liberă, a scris raport asupra singurătății. Toate titlurile lui Buzura au în ele un anumit tragism și cum ar putea fi altfel. Însă nădăjduiesc că acum, ajuns într-o lume mai bună, singurătatea sa și-a aflat alinare prin întâlnirea cu oameni despre care a scris și a căror conștiință s-a făcut el însuși prin cuvântul său. Vă mulțumesc pentru atenție! În edificarea culturii sale. Era încredințat, citesc,
Salvarea stă în noi, în calitățile noastre umane, civice și morale și în curajul nostru. Am încheiat citatul. Toate înfăptuirile literare, instituționale, ne demonstrează că Augustin Buzura a avut întotdeauna un scop, de ale cărui riscuri nu știu cât a fost de conștient la cei 31 de ani cât avea când a debutat ca romancier cu absenții, romanul care, să ne amintim, i-a fost interzis în 1970, imediat după apariție. Dar cum altfel să fi reacționat cenzura comunistă? Căci ați propune să trezești conștiințe prin deblocarea și mobilizarea voinței, continuând în același timp să trăiești în lagăr sub aceeași teroare ideologică, era o sfidare fără seamă la adresa puterii, un act de curaj și nu de frondă specifică tinereții. De altfel, Buzura a crescut odată cu scrisul său, cu cărțile sale, făcându-și din ele armă și scut, iar scopul avea să iasă la ideale dreptat, un proiect, adică de amploare, de emancipare politică, socială și culturală a societății românești, comuniste și postcomuniste. Un fel de proiect de iluminare, aș spune, a poporului cititor. Doamnelor și domnilor, am avut privilegiul să-i fiu colaboratoare lui Augustin Buzura, începând din 1998. La Fundația Culturală Română, la Institutul Cultural Român și 11 ani la Revista Cultura, instituții prestigioase pe care le-a fondat și le-a condus. Așa fiind, am fost implicată împreună cu alți colegi, firește, în proiectele sale majore, inclusiv în cel de restructurare a Fundației Culturale Române și de transformarea ei în institut. Am fost alături de el în momentul fondării revistei Cultura, sub egida Institutului Cultural Român, în 2003, dar și la relansarea ei, în 2005, în regim privat. Împrejurările le sunt cunoscute, nu mai insist asupra lor. În 2011 am demarat sub îndrumarea sa un amplu proiect editorial, îngrijind și stabilind edițiile definitive ale romanelor sale, care aveau să apară între 2013 și 2016 la editura Rao, în seria de autori Augustin Buzura opere complete. A fost fericit să-și vadă cărțile îngrijite, dar proiectul său de suflet a rămas revista Cultura, publicată sub patronajul său în Vipe Hârtie, apoi și în format digital, până la moartea sa, survenită, nu de mult, în 10 iulie 2017. Toate acestea sunt rodul ultimei perioade a vieții sale, o perioadă intensă, fertilă, în ciuda suferințelor pe care le-a traversat. Amintirile mă leagă de el așadar prin mii de fire și mă leagă, vreau să spun, ca pe majoritatea colaboratorilor săi, în trei feluri și în trei planuri, instituțional, literar și uman. Uitându-mă acum în urmă, îmi pare că toate au fost pentru mine la fel de îmbogățitoare. M-ați văzut unii dintre dumneavoastră în ultimii ani, mai ales însoțindu-l deseori aici, la Academie, sau la diverse evenimente în spațiul public. Puțin v-ați dat seama și probabil abia într-un târziu că vederea îi slăbise până într-atât încât era mai înțelept să nu se deplaseze singur. Descris, scria cu dificultate, cu tot mai stinsa lumina ochilor, care de-abia mai pâlpâia. În această stare de slăbiciune și vulnerabilitate se afla când moartea începuse să-i dea târcoale. Presupun că vă întrebați de ce invoc acest episod al orbirii. Firește, nu pentru a vă oferi detaliile unei suferințe și ale unei intimități trăite de altfel discreție, ci pentru că obsesia orbilor, a orbirii fizice și morale, de nu cumva și premoniția propriei orbiri, se regăsesc în toate romanele sale. Doctorul Robert, din Raport asupra singurătății, se simte rătăcit printre cuvinte ca un orb în deșertul întrebărilor. Maria Spiridon, din Vocile Nopții, locuiește împreună cu mama ei, bătrână și oarbă. Toma Gheorghe, meteorologul, tot în raport, mare orb,
Alte personaje trăiesc în ignoranță, vâșguind în întuneric. Sunt oarbe de-a binerea, de vreme ce refuză cu obstinație să vadă un adevăr. Semne obscuritatea, opacitatea, întunecimea, tenebrele, negura, noaptea, bezna, impregnează, dar parcă și mușcă abesea din fundalul romanelor, tulbură și pervertesc starea de spirit a personajelor, lipsindu-le de voință și de credință în puterea de a-și alege singure calea. Dar Sabatul și Buzura, pe care îi compar mereu, în realitate n-au orbit și ei ca pentru a proba parcă și suporta finalmente intensitatea propriilor ficțiuni? Ce stranie coincidență, cei doi clarvăzători anxioși sunt convinși, precum Martin din Despre eroi și morminte, că toți suntem orbi într-un anume fel. De ce comparația cu Sabatul, vă veți întreba din nou, câtă vreme acești scriitori nu sunt încadrabili în aceeași specie de roman? O întrebare legitimă și-ar pune orice cititor care a prizat, ca să spun așa, pe cei doi la rece. Având în firește întipăriți în minte pe fiecare, cu propriul statut, cunoscut și recunoscut, cu trăsăturile literaturilor cele mai specifice. E limpede că aceste trăsături, prin chiar faptul că sunt specifice și, prin urmare, definitorii, nu le sunt comune celor doi. Iar eu, comparându-i, nu pe acestea le invoc, ci fondul psihologic, care impregnează, stimulează și exacerbează într-o manieră mai mult sau mai puțin similară manifestările personajelor, făcând adesea vizibile impulsurile creatorilor înșiși. Am avut revelația metaforei orbirii pe care Buzura și Sabatul o împărtășesc în timp ce citeam ultimele pagini din Refugii. Mai exact, pasajul relatând scena în care, aflându-se în cabinetul psihiatrului său, Ioana Olaru descoperă pe perete o reproducere după parabola orbilor de Broidul. Cu voia dumneavoastră, aș vrea să semnalez semnificația acestei parabole în contextul literaturii lui Augustin Buzura. Nu doresc să emit o speculație, căci, într-adevăr, n-am nicio dovadă. Mă bazez doar pe mărturisirile sale, care nu înceta să numească Biblia cartea mea de căpătâi. Dar cred, totuși, că înainte de a fi apelat la lucrarea lui Broidel, scriitorul se lăsase captivat de pregnanta plasticitate a versetului biblic: lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe orbilor. Și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Și abia pe urmă a folosit interpretarea picturală a lui Broidel ca suport. De altfel, Augustin Buzura însuși citează respectivul verset, îl citează însă parțial și optează pentru o traducere crustă. Indică și sursa, însă cu oarecare prudență, Matei și punct. Nu mai pomenește și Evanghelia. Subliniez aceste detalii pentru că e suficient să ne amintim atmosfera anilor 80 spre a ne închipui cât de tare ar fi putut să sune politic în urechile numeroșilor săi cititori: lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe, și cât de rău în cele ale cenzorilor. În schimb, parabola orbilor de Broidel putea funcționa ca amortizor, blurând calitatea sugestiei politice la care interpretarea textului biblic, plasat într-un anume context de scriitor, se preda. I-a deturnat cu subtilitate atenția cenzorului spre registrul moral, confecționând din propriile imagini cuvintelor o mască. Dincolo de aceste supoziții, un lucru este însă cert, că interesul lui Buzura pentru respectiva lucrare a fost mare, și a fost mare pentru că scriitorul găsea exprimat pe pânză nucleul moral al literaturii sale, cu deschidere spre universal și atemporal. Dovadă că a ținut să o aibă pe copertă, fie și într-o comparație ștearsă și gri, la ediția Princeps a Refugiilor, apărută în 1984 la Cartea Românească, apoi și la ediția în engleză din 1993, într-o variantă color generoasă. Firește că
tabloul lui Peter Bruegel cel bătrân este de inspirație religioasă. Pictorul ilustrează versetul din Biblie, invocat și de buzura în romanul său, în care evanghelistul repetă cuvintele lui Iisus despre farisei. Biserica este acolo, undeva în fundal, dar cititorul vede bine că e gotică, o poate identifica, se cheamă Sint Anna Pede, se lășuiește din secolul al XIII-lea într-un sat din Brabantul flamand. Pe urmă din lucrare ne descrie la sfârșitul refugiilor Ioana Olaru. Deducem astfel că înțelegând mesajul, pacienta dă semne de vindecare. Îi deslușește pe cei 6 ori ca pe niște înțuclipări ale spaimei, ale neîncrederii în sine și nesiguranței, ale refugiului în răsturnare și marginalizării. Dar important este să reținem ceea ce ne transmite cu insistență întreaga literatura lui Buzura, că propria conștiință atunci când este trează, este chiar organul vederii noastre, iar dacă nu, bastonul care ne ajută să descoperim și să ne ținem noi înșine de el și de calea cea dreaptă. O lecție morală și umanitate, universal valabilă, mai presus, după părerea mea, de cea politică. Domnilor și domnilor, a fost acestea parabola orbilor și morala lecturii, desprinse din volumul de eseuri Conștiință și Cuvânt, în curs de apariție la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Volumul este dedicat lui Augustin Buzura, scriitorul argentinian, fiind pentru autorul nostru doar un proiector puternic, a cărui lumină cade pe anumite pasaje pentru a punta de la distanță convertirea la ficțiune a unor idei inspirate din aceeași filozofie existențialistă și din aceeași literatură psihiatrică. Doamnelor și domnilor, mulțumindu-vă pentru atenție, închei cu convingerea că o sesiune comemorativă, precum cea de astăzi, dedicată lui Augustin Buzura, este proba materială și morală a unei despărțiri și totodată a unei regăsiri. Cuvântul meu a vrut să le cuprindă aici pe amândouă. Nadejda Mandelstam are undeva în memoriile sale o frumoasă și vreau să cred adevărată cugetare. Mă mir că Augustin Buzura nu a citat-o în raport asupra singurătății, ultimul său roman, cel care este neîndoielnic și mai presus de toate celelalte ale sale, romanul vieții și a morții. Moartea unui artist, scrie Nadejda Mandelstam, nu este o întâmplare, ci actul cel din urmă al creației sale, ca un mănunchi de raze care iluminează drumul vieții. Fie ca mănunchiul acesta de raze să lumineze îndelung drumul vieții lui Augustin Buzura, al vieții sale trecute și viitoare. Mulțumesc! Astăzi, la 2 ani de la plecarea lui Augustin Buzura, încă nu realizez că nu se mai află fizic printre noi. Sigur, cărțile rămân, amintirile rămân, dar dispariția este totuși ireparabilă. Și vreau să spun câte ceva despre fizionomia acestei personalități, care nu este numai una literară de prim plan, unul dintre cei care au marcat proza românească postmodernă, un mare romancier al conștiinței, este și un intelectual, un intelectual critic, o personalitate cheie pentru înțelegerea istoriei noastre intelectuale din ultimele decenii și, de asemenea, istoriei noastre instituționale.
un constructor, un constructor de reviste, un constructor de instituții, un constructor de cărți, până la urmă un constructor național, un proiect național pe care l-a urmărit până în ultimele sale clipe. Și ar fi foarte multe lucruri de spus și despre omul Augustin Buzura, pe care, din păcate, l-am cunoscut prea puțin. În ultimii ani de viață am cunoscut ceva mai bine, dar pe un om cald, un om lucid, îngrijorat, chiar disperat, dar cu un fel de pesimism constructiv foarte, foarte interesant, pe care l-am regăsit de fiecare dată când i-am citit cărțile, și e o combinație aparent imposibilă, oricum paradoxală, totuși definitorie pentru Augustin Buzura, care a fost un creator și o personalitate împotriva curentului. Și înainte de 1989 și după 1989, din multe puncte de vedere. Înainte de 1989, când, așa cum s-a spus aici, domnul profesor Eugen Simon a fost unul dintre stâlpii rezistenței prin cultură, o rezistență critică, și după 1989, când, de asemenea, spiritul său de-a contrariat pe unii dintre foștii aliați, dar a rămas egal cu sine însuși, cu o consecvență și cu o tenacitate caracteristice. Sigur că ceea ce era alb înainte de 1989 a devenit negru după aceea, ceea ce a fost negru înainte de 1989 a devenit alb, fără prea multe probleme pentru mulți dintre actorii care știu să se strecoare oportun în ambele epoci. Literatura lui Augustin Buzura, intervențiile sale publice nu respectă acest manicheism simplist și simplificator, această împărțire a lumii în alb și negru. Romanele sale, articolele sale, activitatea sa sunt ale unui intelectual în răspăr cu șabloanele, în răspăr cu ideile primite de Agata. Și în același timp sunt expresia unui om îngrijorat de stilul comunității sale, al națiunii sale, al umanității, în ultimă instanță. Augustin Buzura, și acest lucru s-a spus cât se poate avea, a fost un foarte serios medic psihiatru înainte să devină un mare scriitor, și ceva din preocupările psihiatrice ale sale a fost transferat în literatură. Romanele pe care le-a scris, pe care le-a publicat din 1970 încoace, sunt și niște diagnostice psihosociale foarte acute, niște rapoarte, nu asupra singurătății, asupra singurătății colective, ori asupra lumii pe care am străbătut-o, un fel de stări ale națiunii, am putea spune, ale comunității. Și la fel ca în proza lui Marin Preda, dar altfel decât în proza lui Marin Preda, care a împărțit aceeași barcă a unei speranțe, era să zic, a rezistenței în vremuri dificile, a avut un succes extraordinar, a avut un succes de public și de critică și înainte de 1989 și după 1989. A fost un om respectat chiar și de adversarii săi. Dar, dincolo de asta, impresionantă este modalitatea prin care medicul trece în literatură, devenind un explorator al conștiinței morale. Nu numai al psihicului unei comunități, dar și al stării morale al comunității. Literatura asta, sigur, este una realist socială, dar este una realist socială într-un sens foarte modern. Și romanele sale masive, solide, complexe, bine organizate, solid construite, sunt și niște romane existențialiste. De asemenea, s-a spus, numai absenții, care este cel mai acut existențial și existențialist roman al celor, și celelalte,
Sunt niște romane care filozofia existenței trece în concreteța unor cazuri de conștiință puse în situație limită. Și Fețele Tăcerii, din acest punct de vedere, este un roman în răspărși, inclusiv față de așa-numitul roman al Obsedantului Deceniu, foarte popular în epocă. El ne arată, ca și toate celelalte romane ale lui Augustin Buzura, că dincolo de sisteme, dincolo de ideologii, există complexitatea ființei umane care nu poate fi redusă la nimic și care scapă tuturor încadrărilor, tuturor prejudecăților. Există cazuri limită unde judecata noastră morală tinde adeseori să fie suspendată, pe care nu știm cum să le judecăm, de fapt. Romanele lui Augustin Buzura sunt pline de asemenea cazuri de conștiință, cazuri limită, până la urmă, cazuri limite ale umanității în criză. Și după 1989, și în afara literaturii pe care a scris-o, Augustin Buzura s-a arătat preocupat de aceste lucruri. Augustin Buzura a fost și un terapeut național, am putea spune, și prin romanele pe care le-a scris, și prin instituțiile pe care le-a creat. A fost un creator de punți, un om de echilibru în perioada de după 1989, care a reușit să-și atragă foarte multe antipatii, tocmai datorită acestei poziții de echilibru între extreme, între tabere și într-un fel deasupra lor. Tocmai pentru că această conștiință națională, unificatoare, l-a făcut să meargă înainte în pofida a orice. În pofida pesimismului pe care sunt convins că l-a avut, el a continuat să construiască. Ghidat probabil de ideea că dacă vom construi, până la urmă, disperarea se va transforma încet, încet în speranță. Dacă nu pentru noi, pentru cei care vor veni după. Și cred că întreaga activitatea lui Augustin Buzura a fost ghidată de acest comandament interior. Fără îndoială, despre Augustin Buzura rămân foarte multe lucruri de spus și foarte multe lucruri de scris. Și cred că despre Augustin Buzura trebuie vorbit nu numai dintr-un unghi strict literar, ci dintr-un unghi trans și supra-literar. Pentru că Augustin Buzura a fost un mare scriitor, dar a fost mai mult decât atât. A fost o conștiință morală, a fost o conștiință etică, a fost un mare intelectual al timpului nostru, care a lăsat o moștenire. Vorbeam mai la începutul intervenției mele despre revistele pe care le-a creat. Ar trebui să subliniez rolul foarte important pe care l-a avut și înainte și după 1989 la revista Tribuna, de care a fost legat. De asemenea, de revista Cultura, pe care, după ce a fost îndepărtat, așa cum a fost îndepărtat de la conducerea Institutului Cultural Român pe care l-a creat, a construit-o și unde a încercat, în bună măsură a reușit, să coaguleze o nouă intelectualitate critică. Și cred că această moștenire trebuie dusă mai departe. Această conștiință etică, această tenacitate, această dârzenie de a merge împotriva curentului, de a construi împotriva curentului, este una dintre moștenirile intelectuale care ne obligă și pentru care trebuie să-i rămânem, cred eu, recunoscători și fideli cei care au fost și care este Augustin Buzura. Vă mulțumesc! Distinși ascultători, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit de la această tribună. Membrii Academiei, prieteni, critici, care cu toții au bunăvoința să ne introducă în universul creației și al vieții lui Augustin Buzura, despre care domnul academician Simion ne-a spus că a fost un învățător al comunității pe linia trasată de Slavici Moralistul, aș adăuga că a fost și mai mult decât atât un om care s-a străduit să ne învețe, cum ar fi zis Vasile Pârvan,
să ne facem datoria vieții noastre. A făcut-o în conformitate cu principiile artei sale. Nedidactic, ar zice. Dar a făcut-o cu multă profunzime, cu înțelegere și cu o căldură omenească pe care cei care i-au stat în preajmă au știut să o descopere. Vreau să mulțumesc în final membrilor familiei care ne-au ajutat și care au organizat de fapt această ceremonie, doamnei Maria Buzura, fiicei Ana Maria Buzura, fiului Adrian care și-a făcut și datoria filmându-ne și-a făcut și meseria cu această ocazie, celorlalți membri ai familiei, Fundației Augustin Buzura, și să vă invit alături la câțiva pași să vedem expoziția comemorativă, documentară, organizată cu această ocazie. Vă mulțumesc!